poate consilierul local al Partidului Național Liberal Eduard Berca nu-și dorește funcția de viceprimar al municipiului Târgu Jiu. Poziția a rămas vacantă după demisia Iuliei Vână, iar edilul Florin Cârciumaru a anunțat că așteaptă propuneri și din partea celorlalte partide ce sunt reprezentate în Consiliul Local. Berca afirmă că nu dorește să-și asocieze numele cu deciziile luate de actuala majoritate din Consiliul Local. Copreședintele PNL Gorj Dan Vâlceanu a anunțat că, după o analiză atentă, liberalii vor veni cu o propunere pentru funcția de viceprimar al municipiului Târgu Jiu. Eduard Berca anunță că nu este interesat de poziția de viceprimar. Nu vreau să fiu asociat, să fim asociați cu decizii de genul ăsta, vedeți și noastră, dar fiind o decizie politică, vom lua în considerare și cu prima ocazie, la prima ședință de birou politic local și județean, vom vedea, dar repet, eu nu o să fac nicio recomandare. Socialdemocrații gorjeni au găsit, se pare, soluția pentru scaunul de viceprimar. Dacă liberalii gorjeni nu au desemnat încă persoana potrivită pentru funcția de viceprimar al municipiului Târgu Jiu, nu același lucru se poate spune și despre socialdemocrați. Cele mai mari șanse pentru a ocupa fotoliul de viceprimar la Târgu Jiu le are Adi Tudor, consilier local al Partidului Socialdemocrat, care a și anunțat deja că își dorește funcția respectivă. Iulia Vână a demisionat săptămâna trecută din funcția de viceprimar și a anunțat că se va îndrepta spre sectorul privat. Sunt voci care afirmă însă că Vână va fi promovată într-o funcție importantă la București, informație neconfirmată încă.